Salvamontiștii din România sunt recunoscuți anual pentru curajul și devotamentul lor de neclintit în cadrul Zilei Naționale Salvamont. La nivelul județului Mehedinți, sub îndrumarea directorului Geoparcului Platoul Mehedinți, Claudiu Cenușă, tinerii salvatori se pregătesc neîncetat pentru a interveni în situații de urgență, operând adesea în condiții extreme pentru a salva vieți și a proteja patrimoniul natural. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reamintit angajamentul instituțional de a susține activitatea Salvamont, subliniind importanța eforturilor lor în menținerea siguranței publicului și conservarea naturii. În fiecare an, Ziua Națională Salvamont România aduce un omagiu acestor oameni curajoși și dedicați care își pun viața în slujba altora pentru a asigura siguranța turiștilor și a iubitorilor de munte. Salvamontiștii, prin profesionalismul și devotamentul lor, reprezintă o forță vitală în gestionarea situațiilor de urgență din zonele montane și speologice ale României. În cadrul serviciului Salvamont, Salvaspeo din cadrul direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, partea Consiliului Județean Mehedinți, tinerii se antrenează necontenit pentru a fi pregătit să intervină în orice moment. Sub coordonarea directorului Geoparcului Platoul Mehedinți, Claudiu Cenușe, acești profesioniști se confruntă adesea cu condiții extreme de vreme și teren, punând în pericol propriile vieți pentru a salva altele. Munca salvamontiștilor nu se limitează doar la intervenții de urgență. Aceștia joacă un rol crucial și în educarea publicului cu privire la riscurile montane, promovând practici sigure și drumeție și speologie. De asemenea, monitorizează și întrețin traseele turistice, contribuind astfel la conservarea patrimoniului natural al județului Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj de recunoștință și sprijin pentru activitatea Salvamont. Mulțumim pentru eforturile, curajul și dăruirea de care dați dovadă în fiecare misiune de salvare. Fiecare intervenție a voastră contribuie la menținerea siguranței în zonele montane și speologice ale Mehedințiului. Vă asigur, dragi colegi, de tot sprijinul Consiliului Județean Mehedinți și ne angajăm să continuăm să susținem activitatea voastră pentru a putea răspunde prompt și eficient oricărei situații de urgență, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. În aceste cuvinte, autoritățile județene își reafirmă angajamentul de a sprijini infrastructura și resursele necesare pentru ca serviciul Salvamont să poată opera la capacitate maximă. Investițiile în echipamente moderne, formare continuă și îmbunătățirea comunicării sunt esențiale pentru a asigura o reacție rapidă și eficientă în caz de accidente sau incidente în zona montană.